clienții, nu femeile care practică prostituția, iau bacul și trec în Estonia. Deci, bărbații amatori își rezolvă problema într-un alt fel. Mută. Da, societatea lor e restrictivă, unii dintre ei o rezolvă într-un alt mod. Sigur că libertatea este și un instinct, altfel nu s-ar zbate păsările în colivie sau câinii lanț sau orice ființă care este cumva îngrădită. Mă gândesc că și câinii învață libertatea, cei care sunt ținuți foarte din scurt, de la alți câini vagabonzi. Văd că ei nu primesc de mâncare, dar văd că se mișcă foarte liber. Ei bine, noi oameni fiind, avem alte valențe. Sigur că o fi și la noi, fără îndoială, un instinct. Inclusiv copiii, când sunt total insubordonați și mici, vor să fie mai liberi. Nu mai vorbesc în adolescență, că vor să fie liberi pe tot. Dar genul ăsta de libertate nouă ne este alimentată foarte mult cultural. Una din sursele prime, extraordinare, ca model pentru libertate, îl reprezintă literatura. Pentru că noi nu vrem numai libertate. Vrem ca să ne manifestăm libertatea ca autonomie, adică să devenim autonomos, să putem, să dăm sens lucrurilor, să dăm nume lucrurilor. Ba cu totul pe o, dacă ești femeie, nu mai vrei să accepți varianta că bărbatul Adam i-a dat nume perechii sale femeiești Eva și că starea de numire și de dare de sens, de punere într-o anumită ordine, este monopol masculin. Lucru care, de fapt, pe de-o parte, mai e valabil în multe părți ale lumii și acum, și a fost valabil și pentru lumile noastre care sunt considerate libere până mai puțin de un secol. Adică, pe scurt, asta e o propensiune firească a speciei noastre. Nu este în niciun caz monopol de gen. În ce mă privește, eu sunt chiar foarte severă cu ideea de libertate. Aș trata-o exact așa cum tratez evoluția tehnologică. Respectiv, dacă acum vorbim la celular și dacă acum vorbim... Nu folosim locomotiva cu aburi, că tehnologia a ajuns în altă parte. Mă rog, în numele cărui lucru, dacă noi am ajuns la un anumit standard de libertate pentru care oamenii și-au sacrificat viețile, propria lor libertate, trebuie să facem rabat de la chestiunea asta, să zicem uneori în numele unui multiculturalist, colectivist, complet aiurit. Nu, libertatea e și ea un standard, libertatea a ajuns până în gradul ăsta, pentru că oamenii și-au pus, inclusiv scriitorii, dar vreau să zic, într-o oarecare măsură, mai ales filozofii, și-au pus viața sub sabie, pentru că n-au avut încotro. Nimeni nu o să moară, de exemplu, dacă strigă în piața publică, energia este egală cu masa ori viteza luminii de pătrat, la pătrat. Dar în mod clar, când ești Giordano Bruno, filozof și teolog, și scrie o carte care se numește Infamă, despre infinit univers și lume. Deci, practic, dacă ai spus că universul este infinit, ai spus că nu există creator și moment prim al creației. E bine, când faci un asemenea lucru, ai două posibilități, să spui că ești nebun sau să fii ars pe rug. Cum ești filozof, nu poți să faci ca Galilei, să demonstrezi, tot ai demonstrat că pământul se învârte. N-ai decât să abjuri. Nu, când ești filozof, te pui pe tine în chestiune, îți pui viața ta în chestiune pentru ceea ce cu adevărat crezi. De aici apar și diferențe destul de mari între libertatea filozofilor, libertatea celor din științe sociale și științe politice și libertatea celor care se ocupă de literatură. Eu am avut ocazia să o compar direct, e foarte adevărat. Literatura permite foarte multă fantezie.
Primite imaginație, nu trebuie să faci experimente ca să scrii, nu trebuie să faci și demonstrații ca să scrii. Mintea ta are alărgământ și asociezi efectiv propria ta cultură și propria ta experiență ca să o transpui în ceva literar. Mai mult decât atâta, trebuie să fii ciudat ca scriitor, să nu vrei să emoționezi, să-i faci pe oameni să simtă ceva, să stea cu tine acolo, să le vină să râdă cu tine, să sufere cu personajele, etc. Țin minte ce foame mi se făcea mie când eram copil și citeam Cireșari și erau ei pierduți pe undeva, nu? Deci, transmiterea asta de stări este foarte importantă. Când faci filozofie, trebuie să fii neutru. Neutru. Neutru nu ești niciodată. Dar trebuie să ieși clar din partea ta sensibilă, emoțională. Să o lași deoparte. Trebuie să te ocupi de raționamente cât mai corect formulate, de alte teorii care, între altele, în niciun caz nu te fac să suferi. Avantajul mare în sensul acesta pentru filozofii, că ei pot să se contrazică tot timpul și nu suferă din cauza asta. E un antrenament foarte bun ca să nu suferi, pentru că alții au păreri foarte diferite de ale tale. O să vorbim, când vorbesc despre experiența personală, ce e cu filozofia când e teribil de oprimat. În ce privește științele sociale, hotărât că aici avem de-a face fie cu partea lor normativ-teoretică, în care trebuie realmente să îți asiguri fiecare dintre lucrurile pe care le spui în raport cu autorii care te-au precedat în zona respectivă. Trebuie să faci cercetare de teren, trebuie să faci cercetare cantitativă și calitativă dacă faci științe empirice, științe care se bazează pe empirie și să-ți asiguri dovezi pentru ceea ce spui. Pe eu când îmi imaginez că micul prinț doarme pe lună cu, stă pe lună cu Margaret, cu o floare, nu mai știu ce floare, iertați-mă, dar nu mai am copii mici, să-mi amintesc floarea, nu trebuie să demonstrez că e posibil așa ceva. În niciun caz. Și ca să vă dau un exemplu, uite, cei doi tineri de aici, de la masa mea, le spun tineri pentru că din punctul meu de vedere generația fiilor și fiicelor noastre. Alina s-a născut în 1982, Cosmin tot în 1982, tu nu știi exact unde, tu la Vișeul de Sus. Tu la Vulcan. Este clar că amândoi, născându-se în 82, au avut 7 ani la Revoluție și că ce s-a întâmplat în deceniul nouă în viețile lor, adică lumea așa cum au luat-o în piept și au început să o înțeleagă, a fost într-un fel devastator. Din punctul meu de vedere, devastator a fost deceniul anterior. Și deceniul nou a fost o șansă extraordinară. Apropo de cum se schimbă perspectiva cu istoria. Adică, pe scurt, din punctul lor de vedere, după un cosmos represiv pe care l-am trăit noi, a urmat un haos care în mare măsură a fost destructiv. Dintr-o pușcărie generalizată a intrat într-o lume plină de nesiguranță și incertitudine. Am să-l citez pe Cosmin. Dintr-un interviu de data asta. O epocă quasi anarhiei, a dezorientării, a sărăciei, cu sclipici și a chiciului. O epocă a umilințelor de tot felul și a neputinței în care șmecherii au construit imperii interlope sau politice, iar cei cu bun simț și decență au suferit și au fost bazocoriți. Un est sălbatic în care totul părea cu putință, dar nimic nu era, în care s-a produs marele exil al diasporei în căutarea binelui și a Eldoradoului, lăsând în urmă familii rupte și destine incerte. O epocă a unui stat disfuncțional și corupt până în măduvă, în care puterea se manifesta violent și degradant. O epocă a dezumanizării în care generația mea a ajuns la maturitate schilodită pe dinăuntru. Interviu inspirat din cartea sa din 2023, ca să nu se aleagă praful de pat.
Amândoi sunteți copiii haosului. Tu ai fost obsedat de faptul că în acel climat de violență extraordinară ți-a murit un prieten. După cum Radu Vancu a rămas cu obsesia sinuciderii tatălui său, pe care căruia i-a tăiat frânghia la 18 ani. Tată care este clar una din victimele absolut tipice ale tranziției. Și apropo de diferența dintre cum vezi când faci științe sociale asta și cum o vezi tu ca scriitor. Noi pe vremea când voi trăiați toate astea și lui Radu i se sinucidea tatăl și pe urmă ați creat o literatură care a fost marcați clar de epoca voastră, făceam cercetare. Făceam cercetare, scriam, de exemplu, România starea de fapt și constatasem foarte clar că apare și se dezvoltă fenomenul mortalității în exces, respectiv persoanele care nu mai aveau din ce trăi, care și-au pierdut busola, sensul, slujbele și tot ce vrei, mai ales bărbații, ajungeau la alcoolism, la depresii severe pe care nu și le tratau și unii dintre ei se sinucideau sau mureau mult mai devreme. Bărbații au pierdut în anii 90 7 ani din speranța de viață. E bine, dacă pentru mine, din zona științe politice, acestea erau date pe care le analizam la rece, ele au